A doua zi de congres a adus noutăți în ceea ce privește laserele și aici vă arătam că sunt foarte mândră de faptul că laserul CO2 a fost prezent la congresul din New Orleans, vorbim despre laserele pe care le avem și noi în clinica Derma Beauty, iar apoi am trecut pe la standul Allergan pentru că mi-a plăcut să revăd toxina botulinică și filerele, care sunt la fel doar ca o altă denumire în Statele Unite, toată gama Juvederm este notată cu XC, iar botoxul lor se numește Botox, nu Vistabel, așa cum este la noi, dar în aceeași variantă de 50, respectiv 100 de unități, 100% același produs. Am ieșit la plimbare și mi-am reaplicat SPF-ul peste machiaj, SPF tip spray și apoi m-am dus în piața din cartierul francez și m-am bucurat de o clătită uriașă cu peanut butter și cu banane, că mi-a plăcut tare mult, m-am simțit foarte bine, m-am plimbat de-a lungul râului Mississippi, vremea a fost răcoroasă, dar pentru un dermatolog extrem de bună pentru că nu a fost soare și în New Orleans mereu sunt parade și petreceri, ieri a fost ziua St. Patrick și a fost o paradă și în luna februarie a fost Mardi Gras sau de Fat Tuesday, o perioadă în care toată lumea petrece pe străzi, sărbătorește și se bucură de tot ce e înconjoară.